Alec Baldwin și-ar fi anunțat apropiații că își anulează proiectele și se retrage din viața publică. Actorul a luat această decizie în urma a tragediei de pe platoul de filmare al westernului Rust. Între timp apar noi informații despre haosul de pe platoul de filmare. Cu o zi înaintea tragediei, mai mulți membri ai echipei de filmare și-au dat demisia din cauza lipsei măsurilor de siguranță. Baldwin, în vârstă de 63 de ani, are nevoie de timp pentru el însuși să-și revină, potrivit unei surse citate de revista People. Baldwin a fost de neconsolat ore în șir în urma incidentului. Toată lumea știe că a fost un accident, dar este absolut devastat, a mai spus sursa. Actorul Alec Baldwin a ucis o joi cu un foc de armă accidental pe directoarea de imagine și l-a rănit pe regizorul westernului Rust, filmat în statul american New Mexico. În timpul repetițiilor, Baldwin a primit un pistol care ar fi trebuit să fie sigur, dar care avea de fapt muniție reală. Când arma s-a descărcat, atât Hutchins cât și Souza au fost răniți. Directoarea de imagine a murit, iar Souza a fost dus la spital, dar între timp a fost externat. Cu câteva ore înainte ca actorul Alec Baldwin să o împuște mortal pe directorul de filmare pe platoul Rust, jumătate din echipa de filmare a părăsit platoul pentru a protesta împotriva nerespectării condițiilor de muncă și a celor care țin de siguranță. Operatorii de camere și asistenții lor erau nemulțumiți de condițiile din jurul filmului cu buget redus, plângându-se despre turele lungi, naveta lungă și neplata salariilor la timp, potrivit mărturiilor a trei persoane familiarizate cu problemele, dar care nu au au fost autorizate să comenteze. Standardele și protocoalele de siguranță din industrie, inclusiv inspecțiile armelor, nu au fost respectate cu strictețe pe platoul de filmare amplasat lângă Santa Fe, spun sursele. Martorii susțin că cel puțin unul dintre operatorii de cameră s-a plâns weekendul trecut unui manager de producție despre siguranța armelor. Trei membri ai echipei prezenți sâmbătă trecută pe platoul de filmare s-au declarat îngrijorați în special de descărcările accidentale ale armelor de recuzită. Chiar dublura lui Baldwin a tras accidental trei focuri cu gloanțe adevărate, fără să rănească pe nimeni, după ce i s-a spus că arma era rece, expresie specifică pentru o armă care nu are muniție sau gloanțe oarbe.